Un nou scandal a izbucnit la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Doi tineri de 30 și 22 de ani, ultimul dintre ei student la medicină, celălalt cu legături strânse în cadrul instituției, au fost arestați pentru trafic de influență, dare de mită și cumpărare de influență. Procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Iași spun că între 17 și 27 iulie anul acesta, cei doi ar fi cerut unor studenți restanțieri bani ca să-i ajute să treacă examenele. Mita varia între 150 și 400 de euro. Anchetatorii verifică acum dacă banii ajungeau în final la unul sau la mai mulți profesori ai universității.